Se știe faptul că românii au asociat dintotdeauna mersul la vot cu o mică plimbare în familie, așa că vremea a fost mereu un factor important când a venit vorba de prezența la vot. Chiar dacă ne aflăm la începutul iernii, vremea este favorabilă pentru cei care vor să-și exprime opțiunea politică. Astăzi vremea va fi așa cum ne-am obișnuit și în ultimele zile, cu un cer mai mult noros în Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, unde pe arii restrânse temporar va ploua slab sau va burnița, în timp ce în celelalte regiuni cerul va fi variabil, deci vor alterna perioadele cu soare cu perioadele cu cer noros și doar izolat vor fi posibile ploi slabe. Vântul va avea intensificări la munte și în sudul Banatului, dar și în restul teritoriului, unde aceste intensificări vor fi locale și temporare, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră. Chiar dacă ne aflăm în pragul iernii, temperaturile sunt favorabile pentru o mică excursie la urnele de votare. Temperaturile se vor menține mai ridicate decât cele normale pentru această dată. În parcursul zilei, temperaturile maxime să se situeze între 1 grad în nordul Moldovei și 15 grade în vestul țării. De asemenea, este de menționat faptul că în regiunile sudice și estice, din cauza nebulozității persistente, diferențele dintre minime și maxime nu vor fi semnificative, deci vom vorbi despre temperaturi maxime cu doar 2-3 grade mai ridicate decât minimele înregistrate în această dimineață. În București, cerul va fi noros, iar temperaturile sunt cu plus. În capitală, tabloul meteorologic nu va fi diferit față de zilele anterioare, astfel că cerul va fi noros și doar trecător este posibil să burnițeze sau să plouă slab. Parcursul zilei, în condiții de nebulozitate persistentă, aceasta să nu se modifice semnificativ, astfel că maxima se va situa în jurul valorii de 8 grade.